Fermierii care au depus proiecte pe PNDR 2014-2020 trebuie să intre în legalitate în cel mai scurt timp, altfel riscă să piardă finanțarea. S-au făcut demersuri din partea instituțiilor care manageriază aceste fonduri, în așa fel încât fermierii să poată să primească toate tranșele de bani. Beneficiarii finanțărilor europene trebuie să se alinieze normelor impuse de legislația europeană. Cu alte cuvinte, toți beneficiarii care au proiecte în domeniul zootehnic trebuie să construiască platforme pentru dejecțiile animalelor, care să nu polueze apa și solul. Însă, pentru obținerea tuturor autorizațiilor necesare, este cale lungă, iar mulți dintre fermieri riscă să nu se încadreze în termenul prevăzut de proiect. Problema înființării acestor platforme de gunoi de grașii, în cazul fermelor zootehnici, Aici discutăm de amenajarea platformelor de gunoi de graș, care trebuie să fie normal în acord cu normele de mediu și în acord în același timp cu codul de bune practici. Ca o noutate în acest ghid nou apărut atât pe 6.1 și 6.3 vis-a-vis de acele platforme de amenajat platforme de gunoi de graș, se spune că trebuie să fie pot fi amenajate acele platforme atât în sistem individual cât și comun. În ceea ce privește amenajarea unei platforme individuale, asta presupune că respectivii beneficiari poate să amenajeze aceste platforme de gunoi de graști, iar dacă la nivelul unui UAT există alte entități economice care au deja amenajate acele platforme de gunoi de graști, în baza unei adeverințe pe care o obține de la primărie și prin care sigur că se dă acordul ca, potențialii beneficiari să transporte gunoiul în platformele respective, se simplifică oarecum lucrurile. Și de asemenea nu discutăm doar de platforme amenajate din beton, care sigur că se construiesc în baza legii 50, legea construcției, și care presupune în primul rând ca beneficiarii să fie proprietari pe terenul respectiv și în baza unei autorizații de construcție eliberată de primărie se pot amenaja aceste platforme de gunoi de graș. Pentru a primi tranșa a doua de bani, mulți dintre fermieri au amenajat platforme provizorii, însă acestea vor trebui înlocuite cu altele definitive. În caz contrar, riscă să rămână fără finanțare. De asemenea, ca o noutate, spuneam, nu este obligatorie această platformă să fie, că discutăm și de acele platforme provizorii, care poate să fie și dintr-un compost cu paie de paie sau dintr-o folie de plastic pe care să se amenajeze ordonat gunoiul de graș, dar care sigur că într-un final trebuie și ele să fie în raport cu normele prevăzute de mediu, pentru că în final trebuie acea notă de constatare de la autoritățile de mediu. Cazuri încă nu au existat, dar sigur că suntem într-o fază incipientă, pentru că la tranșa a doua de plată au venit doar beneficiarii care nu făceau obiectul acestor platforme de gunoi de graș. Avem amenajarea acestor platforme de gunoi de graș, dar avem două, chiar trei situații în care respectivii beneficiari au reușit, în ciuda greutăților, zicem noi, pe care le întâmpină, și au reușit să obțină să amenajeze acele platforme de gunoi de graș în acord cu ceea ce presupune instituția mediului sau garda de mediu. De asemenea, există două posibilități, că platformele respective poate să fie amenajate sau urmează să le amenajeze. În situația în care, în momentul în care potențialul beneficiar depune cererea de finanțare și este deja amenajată această platformă de gunoi de graș, atunci el trebuie să expliciteze în planul de afaceri că de fapt există acele platforme de gunoi de graș și că ele corespund din punct de vedere a mediului. Sau dacă ele urmează să fie construite, atunci asigur că intervine, cum vă spuneam, acel obiectiv obligatoriu de amenajare a investiției referitor la gestionarea gunoiului de graș. Conform legii 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții pentru a amenaja aceste platforme, este nevoie de autorizație de construcție de la primărie. Fermierii spun că pentru a primi această autorizație e nevoie de un drept real de proprietate, care înseamnă carte funciară. În condițiile în care Programul Național de Cadastru și Carte Funciară este în derulare, succesiunile notariale sau acțiunile în instanță sunt de lungă durată. Ei speră într-o schimbare a condițiilor impuse.